Izvorul Nemuririi din România este un loc unic în lume, însă puțini oameni știu despre el. Acesta se află pe Valea Ialomiței, între lacul Bolboci și Scropoasa, în județul Bihor. Fenomenele care au loc aici au fost cercetate pentru prima dată în 1927, iar oamenii de știință nu au putut niciodată să găsească o explicație precisă referitoare la ceea ce se întâmplă în zonă. În urmă cu 96 de ani, când au început cercetările, locul era cunoscut sub denumirea de Șapte Izvoare. Se pare că aici se găsesc cele mai pure ape din lume, mai ales că în compoziția lor nu există nicio bacterie și nici azotați. După venirea comuniștilor la putere, Nicolae Ceaușescu le-a cerut celor de la Hidroelectrica, între anii 1981 și 1982, să facă mai multe teste, afirmă unul dintre cercetători care ar fi participat la verificări. Lui Ceaușescu i-a sunat bine, mai ales faptul că acolo s-ar afla zona Nemuririi, adică un punct energetic pozitiv. Dosarele de la Șapte Izvoare au fost redeschise după anii 90, iar testele recente au arătat că informațiile lui Ceaușescu nu erau chiar departe de realitate. În jurul apelor pure de la Șapte Izvoare s-a creat o adevărată mitologie. În special, în rândul internauților, circulă povești despre izvoarele sacre ale lui Zamocle, localizate chiar pe locul cascadei celor Șapte Izvoare. Nu există însă nicio dovadă concretă cu privire la folosirea cascadei celor Șapte Izvoare ca locul activ de către daci. Cu atât mai mult, nu este dovedită nici prezența cascadei celor Șapte Izvoare pe scuturi dacice, relatează gândul.ro.